Oaje OFM Dâmbovița la acest eveniment și împreună cu Oaje OFM cred că am depus toate eforturile pentru a atrage alături de administrația județeană cât mai multe locuri de muncă. Pentru cei care nu știu, Consiliul Județean Dâmbovița este acționar majoritar la două parcuri industriale, la Mureș și la Priboiu, acționar minoritar la parcul de la Mija, unde avem foarte multe locuri de muncă și așteptăm pe dumneavoastră și, în ultimul rând, și pe cei care nu sunt astăzi în sală să ocupe aceste locuri de muncă, pentru că avem și o siguranță. Nu în ultimul rând avem și compania de apă, am văzut aici afară, avem compania de apă unde și noi și Primăria Municipiului Târgoviște suntem acționari și avem foarte multe locuri de muncă, dar vreau să vă aduc în atenție și viitoarele investiții pe care le avem la nivelul județului Dâmbovița și aici fac un apel către angajatori să deschidă larg ușile pentru dâmbovițeni și aici mă adresez în special dâmbovițenilor să vină în aceste firme să lucreze pentru investițiile pe care le avem la nivelul județului Dâmbovița. Eu vreau să vă urez succes, vreau să felicit angajatorii care s-au prezentat astăzi la această bursă a locului de muncă și cred că ar trebui să facem de cât mai multe ori aceste evenimente pentru a deschide larg ușile pentru dâmbovițeni să găsim cât mai multe locuri de muncă. Vă urez mult succes și să ne vedem cât de curând. Mulțumesc mult!